vecilor. Amin. Mulțumim Domnului că ne-a ajutat să ajungem cu bine aici. Mulțumim Domnului că ne-a păzit la plecare și mulțumim Domnului că ne păzește și la întoarcere. Slăviți să fie numele Lui. Ne apropiem de finalul unui an și frații au avut călăuzirea aceasta să venim înaintea Domnului cu mulțumire. Și zic, Doamne, ajută-ne să-ți mulțumim. Domnul Iisus spunea întrebarea, oare nu s-au găsit decât numai străinul acesta? Am vrea ca noi să nu fim străini de mulțumire. Să fim niște oameni mulțumitori, să fie Domnul. De fapt, cuvântul Domnului spune așa de frumos în Evrei, în capitolul 12. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Fiindcă Dumnezeul nostru este un Dumnezeu, este un foc mistuitor. Așa spunea aici Apostolul Pavel, cred că el a scris epistola aceasta. Avem un motiv pentru care să mulțumim Domnului. Și Apostolul Pavel amintea aici, pentru că am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Pentru că Domnul ne-a chemat la mântuire, mărit să fie numele Lui. E cel mai mare lucru care l-a făcut Dumnezeu în viața noastră. Din felul deșert, așa cum se spunea mai înainte, din fundul gropii, Dumnezeu și-a întins mâna și ne-a chemat, slăvit să fie numele Lui. Fără vreun merit, mântuirea a primit-o în har, mărit să fie Domnul. Dar Domnul ne-a chemat și în mântuirea care am primit-o ne-a dat și credința. Și în credința care ne-a dat-o, am vrea să rămânem tot mulțumitori, mărit să fie Domnul. Și recunoscători. Să mulțumim Domnului pentru Duhul Sfânt, pentru lucrarea Duhului Sfânt, pentru descoperirile care le aduce Duhul Sfânt, pentru înștiințările care, dacă ne uităm numai la anul care a trecut, de câte ori bunul Dumnezeu ne-a înștiințat, ne-a avertizat și ne-a oferit, mărit să fie numele Lui, de nenorociri, de accidente, de ceea ce ne stătea în față. Și nu numai atâta, dacă privim în dreptul nostru, la faptul că Domnul ne-a iertat de când am făcut legământ cu Domnul, pentru că am mai greșit înaintea Domnului și am păcătuit și Domnul a avut milă de noi, mărit să fie numele Lui. Ne-a iertat, ne-a spălat păcatul, mărit să fie numele Lui. Pentru îndelunga Lui răbdare care o are față de noi, pentru harul care îl avem în seara aceasta, pentru starea prezentă, că Domnul ne-a dat pace în țară, în familie, ne-a dat sănătate, mărit să fie numele Lui. Avem motive. Și aș dori ca rugăciunea aceasta să nu fie o rugăciune scurtă, să încercăm, așa cum spunea psalmistul în psalmul 103, și nu uita niciuna din binefacerile Lui, mărit să fie Domnul. Haideți să ne uităm în dreptul nostru și să vedem binefacerile Lui care le-au făcut față de noi, mărit să fie Domnul. Amin. Mai avem motive să-i mulțumim Domnului pentru ceea ce ne-a promis în viitor, pentru felul că El ne-a promis că ne duce acasă, ne pregătește un loc acolo unde El să fim și noi. Pentru felul cum Dumnezeu conduce toate lucrurile. Pentru că El e stăpân la cârmă, mărit să fie numele Lui. Pentru creațiunea care a făcut-o. Se cade să-i mulțumim, mărit să fie numele Lui. Și aș dori ca în mulțumirea aceasta care o aducem înaintea Domnului să nu uităm niciuna din binefacerile Lui. Domnul să ne călăuzească în direcția aceasta. Acolo spunea, El îți iartă, El îți vindecă toate bolile, El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare. Mărit să fie numele Lui. Și spune acolo mai jos, cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul. Și eu mai că pot să spun, și spun așa cu cuvintele mele, mai mult decât un tată, mărit să fie numele Lui. Știți de ce? Pentru că e un tată desăvârșit. Mărit să fie numele Domnului. Și mai mult ca un tată pământesc. Să îndură Domnul de noi. Mărit să fie Domnul. Aș dori să fim mulțumitori în rugăciunea aceasta. Și așa cum spunea Pavel aici a evreilor, o zis, pentru că avem motive pentru care, spune aici așa de frumos, să ne arătăm mulțumitori. Dar dacă anul ăsta am tot cârtit și am tot murmurat, și dacă ne uităm în urma pașilor noștri în vale, poate că vedem multe stări care au fost și nu au fost plăcute înaintea Domnului. Și Apostolul Pavel spune aici, o zis, să ne arătăm. Eu
Așa înțeleg și așa aș dori să vă exprim acest gând. Nu numai că să ne arătăm, chiar dacă nu suntem, să ne ajute Domnul să fim mulțumitori, măi, să fie numele Lui. Adică trăirea mea, manifestarea mea, dacă până aici nu a fost cum trebuie, dar de aici încolo, să fie o stare în care să fie plăcută Domnului, măi, să fie numele Lui. Așa spune aici, să ne arătăm mulțumitori, da? Dacă ne uităm în dreptul nostru, n-am fost întotdeauna în starea aceasta sau la înălțimea aceasta să fim. Dar le rugăm pe Domnul din seara aceasta. Doamne, vrem să ne arătăm mulțumitori. Dar nu numai atât. Să ne manifestăm ca niște oameni mulțumitori. Și zic Domnul să ne ajute la aceasta. Și spune așa de frumos, se aduce lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu frică, și cu evlavie și cu frică și zic Doamne ajută-ne la aceasta. Amin. Dar mă gândesc referitor la închinarea despre care ne vorbește aici Cuvântul Domnului. M-am dus cu gândul la ceea ce ne arată Cuvântul Domnului în cartea judecătorilor. Și sincer să fiu, zilele trecute citeam copiilor în Biblie și am dat peste pasajul acesta și mi-a vorbit, să spun așa, ca un semnal de alarmă. Și vreau să-l citesc. Judecător, capitolul 2, cu versetul 10. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui. Și s-au ridicat cu el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Și-o trebuie să discut cu copiii și să... În măsura în care Domnul m-a luminat și în măsura în care eu tot să priceapă, să le explic cum a fost în Israel, ce a fost. Și m-am gândit, privind la vremurile noastre, și mi se pare, da, bine ar fi să mi se pară, că în vremurile care le trăim, se ridică un alt neam de oameni, tineret, care nu cunosc pe Domnul, și minunile care le-a făcut El. M-am gândit la faptul când până în Revoluție, înaintașii noștri o striga către Domnul, că era greu. Și Domnul o adus libertatea, slăvit să fie numele Lui. Dar în libertatea aceasta, iată 30 de ani, nu știu dacă Domnul nu cumva e întristat când primește spre poporul Lui și când vede, să spun așa, că oamenii nu mai sunt așa cum erau atunci. Și eu aș dori ca în rugăciunea aceasta să ne rugăm și în direcția aceasta. Doamne ajută-ne să fim mulțumitori. Suntem poate nemulțumiți de ceea ce e în jurul nostru. Dar Apostolul Iuda spunea așa de frumos și citesc cuvintele lui. Referitor la ceea ce am citit acolo din judecători. Pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu pentru mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu, să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților, odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în destrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn, Iisus Hristos. Haideți să strigăm înaintea Domnului în seara aceasta. Doamne, am vrea ca și copiii noștri să te cunoască pe Tine. Am vrea ca noi să te cunoaștem mai mult. Dar generațiile care vin, familiile noastre, copiii noștri, e nevoie ca Domnul să ni se descopere și într-adevăr să-L cunoască pe Domnul așa cum El. În zilele noastre se predică de un Dumnezeu bun, un Dumnezeu care te primește să vii la închinare oricum. Dar am citit ceea ce spunea aici Pavel Evreilor. Avem un Dumnezeu care e un foc mistuitor, slăvit să fie numele Lui. Și în direcția aceasta aș dori să mergem înaintea Domnului, să mulțumim înaintea Domnului. Doamne, îți mulțumim că nu a meritat, dar iubirea Ta de Tată ne-o chemat, ne-o ales, mărit să-ți fie numele. Dar totodată
să ne rugăm, Doamne, ai în vedere tineretul casă tale, ai în vedere poporul care vine în urma noastră. Am vrea să te cunoască pe tine așa cum ești. Și să știți că lucrul acesta, Apostolul Pavel, e un lucru foarte important în viața noastră, în viața bisericii, în viața familiilor noastre. Și el accentuează lucrul acesta. Chiar și efesenilor, galatenilor, spune așa de frumos, colosenilor și filipenilor. Și aminte doar după care ne ducem să ne rugăm. O zic, și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos. Dăm doar două pagini mai în față și spune așa. De aceea și noi din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi, să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru că astfel să vă purtați într-un chip vernic de Domnul, ca să fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune. Domnul să ne ajute să creștem la statura și la chemarea la care El ne-a chemat. Amin. Ne ducem și ne